Bine v-am găsit la o nouă ediție Real IT. Sunt Cristi Dorombach. Politica nu ține loc de paravan atunci când este vorba de atacuri de tip hacking. Iar unul dintre cele mai răsunătoare atacuri de hacking vine de la cel care până acum câteva zile a fost cel mai bogat om din lume. Jeff Bezos, șeful Amazon, a avut telefonul spart după ce a primit un clip video pe WhatsApp de pe numărul personal al prințului Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. În mai 2018, Bezos a primit un clip video pe WhatsApp din partea prințului Arabiei Saudite, cu care ținea legătura în acest fel. Așa cum a arătat și analiza criminalistică ulterioară, clipul în cauză conținea un malware construit special pentru a copia date de pe telefonul de pe care a fost trimis. Nu se știe exact ce date au fost extrase de pe telefonul lui Jeff Bezos, însă este clar că au fost copiate mari cantități de informații. Între timp s-au implicat în această investigație și Națiunile Unite, care chiar cer o investigație serioasă care să dovedească dacă acest atac a avut loc. Și iarăși se arată cu degetul către compania israeliană de supraveghere NSO Group, care a mai fost acuzată de acest tip de atacuri. Iar aceștia, bineînțeles că s-au apărat. În schimb, dacă vreți să descoperiți cam cum sunt protejate datele voastre personale, există această aplicație, sayMineApp.com, care poate scoate un fel de statistici prin care vă poate spune cât de bine sunteți protejați pe internet. Pentru a face acest lucru, aplicația cere acces la adresa voastră de mail, de pe Gmail sau Hotmail. Iar de acolo, spun ei, vă citesc doar mail-urile, adică doar titlurile și de la cine au fost primite, nu și conținutul mail-ului. Iar pentru aceasta, voi aflați câte companii au acces și, de fapt, cum păstrează datele voastre private, câte companii au datele voastre financiare sau câte firme au datele de identificare, câte au acces la comportamentul online sau la cel de pe rețelele sociale. Partea bună a acestui tool este că vă arată și ce fel de companii au acces la datele voastre personale, dar mai ales ce au făcut cu acestea. Iar fiecare utilizator poate mai departe să intre pe fiecare site în parte și să șteargă datele de acolo dacă nu mai sunt folosite. Și dacă folosiți Windows 10 și nu ați cumpărat pachetul Office, nu este nicio problemă. Aplicația WordPad, cea standard de pe sistemul de operare, poate afișa de acum și reclame. Știm cu toții că atunci când folosim o aplicație gratuită, de fapt, noi suntem prețul pentru acele aplicații. Pentru aceasta, în WordPad au fost descoperite reclame care momentan îi trimit pe utilizator să folosească Office Online sau să cumpere suita Office. Iar utilizatorii au descoperit și mai multe procese în sistemul de operare de la Windows care monitorizează comportamentul utilizatorilor și trimit aceste date către Microsoft. În schimb, mai sunt și alte reclame în Windows către produse din magazinul de aplicații. Aceste lucruri încă nu sunt publice din fericire, deci încă nu le vede toată lumea, dar au fost descoperite în versiunea de dezvoltare, ceea ce înseamnă că le așteptăm la următoarea actualizare de software de Windows și atunci vom vedea și reclame în sistemul de operare. Oricum, suntem destul de obișnuiți cu aceste reclame pe telefoanele noastre mobile. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.